Ionuț, fostul concurent de la Casa Iubirii, a spus clar că nu vrea să mai vorbească despre fosta iubită, Bianca. Vestea că Ionuț și Bianca, foștii concurenți de la Casa Iubirii, și-au spus adio au uimit pe toată lumea, mai ales că cei doi tineri vorbeau mereu despre planurile de viitor pe care le aveau împreună. Anunțul a fost făcut de tânăr, în urmă cu mai bine de o lună, fără a da însă prea multe detalii despre acest subiect. De asemenea, atât Ionuț cât și Bianca au continuat să păstreze legătura cu comunitățile lor de fan din mediul online, iar recent fostul concurent le-a dat ocazia internauților să-i adreseze orice curiozitate ar avea despre el. Totuși, întrebările fanilor au fost legate doar despre fosta lui relație, ceea ce l-a deranjat pe tânăr, motiv pentru care a decis să facă o postare prin care să le explice internauților că nu va răspunde respectivelor curiozități, asta pentru că nu dorește să mai vorbească despre acest subiect. Ați văzut că în storiul anterior v-am lăsat o rubrică unde mă puteți întreba chestii. Ei bine, 90% dintre întrebările alea sunt legate de fosta mea relație, așa că n-am la ce să răspund. Eu v-aș fi răspuns cu drag, ce fac, cum mă simt, dar atâta timp cât întrebați de fosta relație n-am cum să răspund, a spus Ionuț, fostul concurent de la Casa Iubirii. Pe pagina personală de Instagram Ionuț a fost cel care a anunțat despărțirea de Bianca. Ionuț și Bianca s-au despărțit în urmă cu mai bine de o lună, iar cel care a făcut anunțul despre separare a fost tânărul, care a transmis un mesaj pentru fanii lui și ai foste iubite pe rețelele de socializare. Totuși, în postarea pe care a făcut-o, acesta nu a oferit detalii despre motivele care au stat la baza deciziei de a o lua pe drumuri separate. Bine v-am găsit la un nou story, mai important, să zic așa. Am zis să fac asta public și cu voi, să nu rămâneți pe din afară. Eu și cu Bianca nu mai suntem împreună de două zile, așa că am zis să vă anunț și pe voi. Nu vreau să vorbesc absolut deloc despre asta. Nu a fost vina ei, nu a fost vina mea, pur și simplu s-a întâmplat să o luăm pe drumuri separate. Aș vrea să nu vă duceți la ea să o blamați sau să mă blamați pe mine, aș vrea pur și simplu să acceptați treaba asta și să ne acceptați decizia. A spus Ionut pe rețelele de socializare.